Din Betleem as în Betleem as e o mare minune. Din Betleem as în Betleem as e o mare minune. Hristos se naște, Domnul coboară în cer. Îngeri și oameni îi cântă împreună. Am stat acasă 15 ore. Mai mult am fost spre drumul, mai mult am fost plecat la seri de colinde. Astăzi am plecat de dimineață în oraș, că mai trebuie să rezolv niște treburi, să mai mă întâlnesc cu niște frați, să vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu și să aranjăm unele lucruri. Și am ajuns acasă, am luat masa împreună cu soția, am stat puțin, o trebuie să cobor jos în demisol, să mai fac niște repetiții, să mai fac niște pliante pentru ceva seară de colinde. Și apoi am venit la dumneavoastră. Dar chiar dacă am plecat greu, am plecat cu bucurie. Și mă rog de fiecare dată când mă duc undeva, să-mi dea Dumnezeu bucurie să pot să mă duc bine dispus. Și m-a rugat și pe drum, și m-a rugat și în gândul meu. Și am zis ca să mai dea Dumnezeu har încă o dată în seara aceasta. Să-mi dea mie și nouă tuturor. Că dacă nu dă El har, mă chinu eu, vă obosesc pe dumneavoastră și toate lucrurile merg așa cum nu trebuie. Dar
El poate să dea har în seara aceasta, de aceea rog-L, implor ca în seara aceasta să ne copleșească cu harul Lui, cu dragostea Lui și să ne îmbrățișeze cu prezența Lui în seara aceasta. Și cei care suntem pocăiți să plecăm mai pocăiți acasă. El poate în seara aceasta să lase un duh de pocăință. De fapt, este singurul care poate să facă lucrul acesta. El este Dumnezeu, gloria Lui Dumnezeu. Și dacă e cineva nemântuit în seara aceasta, în locul acesta, mă rog ca în seara aceasta să primească mântuirea Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu rămâne același ieri, astăzi și în veci. Și dacă ne-a mai dat în o zi, cred din toată inima că poate să facă o zi specială și să fie seara mântuirii în seara aceasta, în locul acesta. Ultima strofă, haideți să o cântăm cu toții, ne ridicăm pe picioare, probabil frații slujitori să orice la ambon, căci El a venit, căci El a venit să mântuie poporul. Haideți împreună cu toții. Căci El a venit, căci El a venit să mântuie poporul. Căci El a venit, căci El a venit să mântuie poporul. Din toată inima, Hristos se naște. Sunteți aici și suntem aici în seara aceasta. Am vrea ca în momentele următoare să ne rugăm. Să ne rugăm împreună. Și întrebarea mea e dacă știm rugăciunea Tatălui nostru. Da? Da. Bun. O să ne rugăm împreună rugăciunea Tatălui nostru și odată cu mine începem. Da? Punem mâinile, copii, punem mâinile așa, închidem ochii și ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ne bucurăm, încă o dată o spun, ne bucurăm că în seara aceasta suntem aici, în casa Domnului. Ne bucurăm de toți care ați venit, de la cei mai mici care sunt aici pe primele locuri sau mai în spate, până la cei mai în vârstă. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Am înțeles eu că sunt copii din Moneasa, da? Sunt copii din Moneasa aici? Da. Da. Mâna sus să văd care sunt copii din Moneasa. Așa. Bun. Lăsăm mâna jos. Și am mai înțeles că sunt copii și din... De unde? Renuș. Să vedem care sunt din Rănușa. A, uite aici. Și mai sunt copii și din? Almaș. Voi două. Și mai găsim, pe cine mai găsim? Din Doncet, mai sunt? Și din alte părți. Cam atât. Deci, undeva suntem la câteva localități. Ne bucurăm de toți care ați venit aici. Ne bucurăm extraordinar de mult. Îmi place așa de mult să vă văd. Și... în seara aceasta se întâmplă multe, multe, multe lucruri. Dacă avem răbdare să ne luăm pe rând, o să vedem toate lucrurile și o să participăm la cât mai multe dintre lucruri. Dar unul dintre ele, mai la sfârșit, mai încolo, o să se întâmple ceva. Oare ce? Cătălin, super. Deci o să primim cadouri. Dar până la cadouri, o să cântăm împreună, o să ascultăm din Cuvântul lui Dumnezeu împreună, o să ne bucurăm aici împreună toți.
Dar să nu trec mai departe, n-am cum să trec mai departe, am spus că o să cântăm împreună și cel care a venit în seara aceasta și l-am auzit cântând deja, îl cheamă, care știe? Vă spun eu, fratele Manu Negrea. Dumnezeu să-l binecuvinteze. În seara aceasta a venit împreună cu noi, o să cântăm colinzi, o să rugăm pe Dumnezeu cu cântările pe care El a pregătit și acolo unde știm și noi, unde ne cere fratele Negrea, o să cântăm și noi. Nu-i așa? Ne place să cântăm colinzi? Da. Da, o să cântăm. Ne bucurăm de fratele Manu Negrea, Domnul să-l binecuvinteze. Am înțeles și ne-a spus că în vremea de acum călătorește foarte mult. Călătorește foarte mult. Și ne dorim din toată inima ca oriunde ajunge Dumnezeu să-l binecuvânteze și mesajul, cântarea pe care o duce să înalțe numele Domnului și să bucure inima celor care ascultă. Amen, amen. Aceste lucruri ne dugăm ca să se întâmple și în seara aceasta aici între noi. Ne bucurăm și de cei care ați însoțit copiii. Dumnezeu să vă binecuvânteze și împreună să lăudăm pe Domnul. Amin. Haideți să ascultăm pe fratele Manu Negrea cântând spre lauda Domnului, iar acolo unde putem și noi îl ajutăm și cu cântarea. Bine? Da? Da. Da. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a mai dat încă o zi. Îi mulțumesc că suntem prezenți împreună la casa lui Dumnezeu și noi loc mai frumos pe pământul acesta decât să fii la casa lui Dumnezeu. La sărbătoare, la seara de colinde, pentru că la casa lui Dumnezeu dă Dumnezeu binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Amin. Îi mulțumesc că m-a ajutat încă o dată în călătorie și m-a ferit de vreun incident sau de vreun accident, am văzut multe accidente pe drum, dar îi mulțumesc că m-am păzit încă o dată și mă rog să mă ajute să ajung și cu bine acasă și apoi în drumurile care le fac și ori de câte ori sunt invitat undeva, o să fac tot posibilul ca să mă duc cu bucurie, chiar dacă eu nu o să pot să invit pe frații slujitori, aș vrea să invit, n-am unde să invit, sunt mai mult plecat pe drumuri, eu fac parte dintr-o biserică din Arad, dar cred că nu sunt doar a bisericii din Arad, din loc, ci cred că s-a întregi țări. În ultimele 7 luni, cred că am ajuns de vreo 5 ori la noi la biserică, de câteva ori cu soția, mult mai mult merge singur, o mai iau cu mine câteodată când pot și avem cu cine să lăsăm copiii. Dar chiar dacă nu vă pot invita de fiecare dată să vin cu bucurie. Mă rog, mai presus de toate, în seara aceasta Dumnezeu să fie slăvit, o să cântăm o cântare care am auzit-o de când am fost copilaș mic, o cântare foarte liniștită, cred că o știu și copilașii, cântarea aceasta și această cântare spune o noapte prea sfințită. Haideți să încercăm să cântăm împreună această cântare. Stop there.
Amin. Doar de
Betlehem mi s-a născut, un prunc a cărui nume sfânt este Iisus. Profeții din vechime l-au vestit pe El, pe Fiul de Împărat Emanuel. Să-i cântăm, să ne închinăm.
sunt Iisus Hristos, ce minunat, ce glorios. S-a născut Iisus Hristos, o Sara, s-a născut Iisus Hristos, ce minunat și ce frumos. Și de adevăr, spune mai jos, s-a dus la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Și aș dori că aici, la Măneasa, să facă Dumnezeu lucrarea asta, să fie cât mai mulți oameni născuți din Dumnezeu. Cât mai mulți oameni născuți din nou. Într-o zi, pe strada vieții mele, a trecut Domnul Iisus Hristos. Eram departe de el, departe de fața lui, trăiam departe, trăiam în păcat, dar și-a făcut milă de un păcătos, m-a reabilitat, pot să spun că din ruine, din țândră, din sfărâmuri, și m-a făcut copilul lui. Și acum cele vechi s-au dus și iată că lucrurile s-au făcut noi și trăiesc o viață schimbată, spre gloria și slavă lui Dumnezeu și mulțumesc lui, laud pe el și mă închin lui și cu tot ce am, cu familia mea, cu tot ceea ce sunt eu, trăim pentru Domnul, trăim pentru gloria lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu și facem ceea ce depinde de noi ca împărăția să crească și să grăbim venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Laudă lui Dumnezeu! Mă rog ca în seara aceasta, dacă e cineva aici care nu are pace, cum am fost și o altă dată, și fără nicio direcție, fără niciun sens, umblam așa ca un rup rătăcitor într-o parte și în alta și parcă niciunde nu mai îmi găseam locul, aveam un gol în viața mea care am crezut că pot să îl umplu cu ceva, nu știu, cu lucruri materiale, am început să lucru de mic, de la 14 ani, părinții mă plăteau bine, după aia am reușit să-mi iau o mașină, am lucrat și eu, m-a ajutat mai mult părinții și am crezut că cu ceva pot să umplu golul acela. Dar n-a fost nimic.
n-a fost nici ieșit în oraș cu prieteni, nici bani, nici mașină, nici nimic. Dar într-o zi am căzut înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, îmi dau seama că fără de Tine sunt pierdut. Și atunci a schimbat viața mea și îi mulțumesc Lui că a spălat vina păcatului meu, a iertat vina păcatului meu și m-a mântuit. Și dacă cumva ești ca mine, cum eram eu altădată, vreau să spun că El nu se schimbă. Dacă îți deschizi inima în seara aceasta, El e gata să fie stăpânul vieții tale. Și mă rog ca să faci lucrul acesta în seara aceasta, eu nu pot obliga pe nimeni să-și deschide inima. De multe ori inima mea e ca un bolovan, e ca o piatră tare, mai ales așa cum suntem noi bărbații tare la cerbice, nu ne dăm bătuți așa fie cum. Dar mă rog ca în seara aceasta, dacă inima mea sau careva dintre dumneavoastră e ca un bolovan, puterea Duhului Sfânt să sfărâme orice inimă de piatră și să ne facă o inimă de carne, o inimă în care să primim pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Mă rog ca în continuare Dumnezeu să lucreze. Și refrenul cântării spune, s-a întrupat cuvântul, lumina a venit, s-a înfiorat pământul pe El când a pășit. S-a încheiat robia, păcatul lui Adamic, pe tron ia lumina și ea domnește în veci. Și la gloria, în slavă, în gloria lui Dumnezeu, în mărire, la dreapta lui Dumnezeu, stă Domnul Iisus Hristos, stă Mesia, binecuvântat să fie în numele Lui. Amin. Amin. Păcatul
Amin. Vă place? Da. Nu, pentru că vă place. N-ați aplaudat la nicio melodie. De ce? V-au interzis părinții? Nu. Dascălii? Nu. Atunci? Eu zic că fratele Manu ar fi încurajat dacă l-am aplaudat. Ce ziceți? Încercăm? Da. Hai să da, vedem. Da. Nu știu dacă fratele Manu a mai cântat un concert de colinde la atâția copii. Ai mai cântat numai la copii? Nu cred. Nu cred. Deși este tânăr, are doi copii, e binecuvântat de Domnul și iubește copiii. Și noi vă iubim. Și Dumnezeu vă iubește. Amen, amen. Așa-i? Amen. Sunteți pregătiți de Crăciun? Da. Sigur? Da. Cum v-ați pregătit de Crăciun anul ăsta? Ați spus că sunteți pregătiți. Dar spuneți-mi cum? Ați tăiat porcul? Da. Vă știți ce zi azi? Da. Ce zi azi? Miercuri. Sigur că e miercuri. Nici nu putea fi joi. Nu să fie joi. Pentru români, ziua asta are o semnificație dublă. Pentru cei care iubiți istoria, în urmă cu 100 de ani, tezaurul României a plecat cu trenul spre Rusia. Și s-a mai întors aproape nimic. Ca să știți, am avut și noi tezauri români. Dar, pe lângă asta, ziua de 21, în tradiția populară românească, este ziua de Ignat. Știți ce se face la Ignat? Nu știți? Să taie porcul. Ați tăiat porcul azi? Da. Da? Nu. Nu. Deci nu o să mâncăm cârnaza Crăciun. Da. Asta e. Da. Cine o tăia mănâncă, cine nu, nu. Am auzit că unii dintre voi ați fost și pe la rad și ați mers cu tremulețul Moș Crăciun. Wow, cu tramvaiul, da. Că metrou încă n-avem la rad. Dar poate mă avea. Cine știe, cândva? Ați fost și la Târgu de Crăciun? Am auzit că ați fost și la McDonald's. Da! Mamă, și v-ați comandat meniul, serioase, nu? Da! Am aici niște mâncăcioși, părute și pe șerban. Ce vorbești? Dragilor, nu știu, dar Crăciunul are așa o semnificație cum nici altă sărbătoare nu are. Nu vi se pare că, așa, Crăciunul dintre toate sărbătorile mai deosebit, așa, mai special. Nu vi se pare? Da. Vi se pare? Da. Ce înseamnă Crăciunul? Câteva gânduri despre Crăciun vreau să vă pun înainte ca să înțelegeți și să vă puteți bucura, să ne putem bucura cu adevărat de nașterea, de întruparea Fiului Lui Dumnezeu. Pentru mine, dar cred că și pentru voi, Crăciunul înseamnă așteptare. Cât ați așteptat voi Crăciunul de anul ăsta? Un an de zile! Bravo, Patrick! Și eu tot un an am așteptat. De la Crăciunul trecut, exact un an trecut. Bravo! Vreau să vă spun că poporul Israel, poporul în care s-a născut Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să aștepte mult mai mult decât un an. Ei au așteptat sute de ani. Ba mai mult, omenirea a trebuit să aștepte chiar mii de ani ca Crăciunul să aibă loc. Pentru că Crăciun nu înseamnă doar tăiat de porc, vizitat târguri de Crăciun în Arad sau în Timișoara sau în, eu știu, în altă parte din țară sau din lume. Crăciun nu înseamnă doar cadouri sau, eu știu, haine cumpărate și dulciuri și lucruri de care să ne bucurăm. Nu înseamnă doar un brad împodobit.
Crăciunul știți ce înseamnă? Înseamnă întruparea Fiului lui Dumnezeu și nașterea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Și ca să se nască Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră, omenirea a trebuit să aștepte aproximativ 4.000 de ani de la momentul în care s-a făcut profeția despre venirea lui Mesia în lumea noastră. Au trecut 4.000 de ani. Vi se pare mult sau puțin? 4.000 de ani. Foarte mult, nu-i așa? E și greu să numărăm 4.000 de ani. Dar, după 4.000 de ani de așteptare, Mesia s-a născut. De aceea Crăciunul înseamnă așteptare. Și noi, an de an, experimentăm această așteptare a Crăciunului. De la Crăciunul de anul trecut l-am așteptat pe Crăciunul de anul ăsta. De la Crăciunul de anul ăsta așteptăm Crăciunul viitor, da? Pentru că Crăciunul înseamnă așteptare. Dar ce mai înseamnă oare Crăciunul? Ce credeți voi? Crăciunul mai înseamnă acasă. Acasă. Aud peste tot știri care ne transmit următorul mesaj. Românii din diaspora europeană și nu numai mondială vor să-și facă sărbătorile unde? Acasă. De Crăciun voi veți fi acasă? Da. Sigur? Da. Vă place acasă? Da. Dar toți vă place acasă? Da. Și mie îmi place acasă. Am fost plecat aproape 2 săptămâni de acasă și nu știu, n-am mai știut ultimele zile ce să fac, n-am mai dormit, n-am mai fost liniștit, pentru că doream să merg acasă. Niciunde nu-i ca acasă. Dar ce are acasă atât de special? De ce e acasă special pentru noi? De ce casa voastră, familia voastră e specială? De ce? Pentru că acasă avem lucruri pe care nu le putem găsi nici unde în altă parte, nu-i așa? Da. Acasă ai patul în care dormi, cel mai bun pat, nu-i așa? Da. Ai plăpumioara cea mai bună, păturica cea mai bună, perinița cea mai bună. Ai plușul special fără de care nu poți dormi, nu-i așa? Da. Și acasă ce mai ai? Ce mai aveți voi pe acasă? Părinți aveți? Da. Știți că sunt mulți copii în lumea noastră care nu au părinți acasă? Da. 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 Pentru ei acasă înseamnă doar un loc, niște pereți, poate un loc unde să doarmă, unde să mănânce, dar nu au părinți. Voi îi aveți. Vă bucurați de părinții voștri? Da. V-ați gândit ce ați face voi fără ei? Credeți că ați mai putea sărbători Crăciunul la fel de bine fără ei? Nu! Cu siguranță nu. Dar fără bunici? Nu! Nici fără ei nu putem. Ce să facem noi la Crăciun fără bunici? Nu! Pe cine am mai stresat? La cine ne-am duce să colindăm? Zice, moșule, dăm niște bani că ți-am zis o colindă. La cine mai merge cu sorcova? La cine mai merge cu plugușorul? Cu ce mai vreți voi? Nu? Dacă n-ar fi bunicii care se cotizează, se sponsorizeze. Crăciunul înseamnă acasă. Dragii mei, Dumnezeu s-a întrupat în lumea noastră și, deși era Dumnezeu și a venit de departe, adică din cer, El a venit pe pământ ca acasă. Și din momentul în care Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, pământul a devenit casa lui Dumnezeu. De aceea Crăciunul înseamnă acasă. Acasă. Așa a fost și pentru Dumnezeu, pentru Iisus Hristos. Dar Crăciunul mai înseamnă ceva. Crăciunul mai înseamnă și liniște. Acum la capitolul ăsta, eu vreau să vă spun că când s-a născut Domnul Iisus, când s-a întrupat, a fost și liniște, dar a fost și gălăgie. Când a fost liniște? După ce l-a născut Maria, Maica Domnului, pe Domnul Iisus, Biblia ne spune că ea a stat și s-a gândit la cuvintele care i s-au spus din partea celor care au vizitat-o pe ea și pruncul născut. A stat în liniște. De aceea vi se tot spune vouă și mi se spune și nouă la cei mari, ai grijă să fii liniștit, că dacă nu ești liniștit și cu minte,
de Crăciun? Ziceți. Nu primești nimic. Numai copiii cu minți primesc ceva de Crăciun, nu-i așa? Da. Dar voi ați fost cu minți? Da. Cei mai cu minți? Da. Dacă căutăm în toată România, nu am găsit copii mai cu minți decât voi, nu-i așa? Da. Dar părinții voștri au fost cu minți? Da. Și ei au fost. Slavă Domnului, înseamnă că putem sărbători Crăciunul în liniște, da? În liniște, în armonie, în pace, gândindu-ne, știți la ce? În liniște, gândindu-ne la ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, și pentru mici, și pentru mari. Vă propun ca de acest Crăciun să aveți și voi momentele voastre de liniște, în care să lăsați, să lăsați ce țineți voi mult în mână. Spuneți-mi, ce țineți voi? Oh, bine că m-ai lămurit. Eu aproape nu știam. Și mai ce? Tastatura și mouse-ul. No. Și mai ce țineți? Tabletele. Asta țin pruncii noștri în mână. Da, eram la frizerie azi și am văzut niște tineri și copii cum au stat acolo pe scane, deloc telefonii de afară și bâz, jumătate de ceas în continuu butonat. Să joacă. Să joacă mici, să joacă mari. Vă propun să le lăsați un pic deoparte toate astea. Ca să aveți liniște. Și să vă puteți gândi la ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru noi oameni. Pentru că Crăciun mai înseamnă și liniște. A fost liniște de Crăciun. Dar Crăciunul mai înseamnă ceva. Crăciunul mai înseamnă și lumină. Biblia ne spune că pe pământul nostru a fost o vreme de întuneric. Un întuneric generat de ce credeți voi? De ceea ce făceau oamenii rău, de păcat. Dar un profet al Vechiului Testament, pe numele Isaia, a spus în cuvântul profeției sale că întunericul nu va domni veșnic pe pământ. Și totuși a domnit până în momentul în care s-a născut Domnul Iisus. În momentul acela, pe pământul nostru a răsărit lumina, pentru că El a venit să fie lumina lumii. De aceea, când s-a născut Fiul lui Dumnezeu pe cer, ce s-a întâmplat? A apărut steaua, au apărut îngerii. Și ce ziceți voi? Îngerii ăștia erau strălucitori sau nu? Da! Cu siguranță da! De aceea, în această lumină, s-a născut Fiul lui Dumnezeu să fie lumina lumii. De aceea și voi va trebui să sărbătoriți Crăciunul acesta în lumină. Și dacă există lucruri rele în viețile voastre, poate chiar păcate pe care le-ați făcut, că oare voi ați făcut păcate? Da. Hai să fim sinceri acum. Că Dumnezeu ne vede. Ați făcut? Da. Și tu? Colegul tău a făcut? Da. Mă gândesc. Păi... Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a născut în lumea noastră ca să aducă lumina și în viețile noastre. Și atunci când facem ceva rău, când greșim, când mințim, când furăm, când poate înșelăm, da? Când poate nu ne facem temele și mergem la școală și zicem, Doamna sau Domnul, îmi pare rău, dar am uitat caietul acasă. Am făcut temă, dar am uitat caietul acasă, că tu n-ai nicio temă făcută. Dar voi nu faceți de astea, nu? Nu. Nu. Sau m-am simțit rău, n-am putut ieri să lucrez la tine. M-a fost tare rău. Foarte ușor întunericul poate să vină în noi. Și facem ce-i rău. Și ne comportăm nu cum ar vrea Dumnezeu și nu cum ar trebui. Nu cum ne învață Sfânta Scriptură. Dar Crăciunul înseamnă lumină. Și îmi doresc ca noi toți să lăsăm ca lumina Fiului lui Dumnezeu să pătrundă în viețile noastre și în viețile voastre, dragi copii. Și să vă lumineze, să ne lumineze pe toți. Și să ne bucurăm de lumina Domnului Iisus Hristos până în veșnicie. Amin? Amin. Amin. Crăciunul mai înseamnă ceva. Dragii mei, Crăciunul e și copilărie. Voi vă bucurați de copilăria voastră? Da! Hai să vedem câți copii avem aici. Mâna sus!
Bun, acum lăsați mâna jos. Voi cei care n-ați ridicat mâna, nu mai sunteți copii? Mai. Ce bine că avem și oameni adulți dintre noi. Copii, copii. Vă mai bucurați vreo de copilărie? Da! Cum vă bucurați de copilărie? Bine, jucăm. Vă jucați? Cum? Hai spuneți-mi niște jocuri așa de copilărie. Cum? Ah, pe calculator. De-a v-ați ascunsele, vă mai jucați? Da! Mai fugiți unii după alții? Da! Vă mai călăriți unii pe alții? Da! Vă mai trageți de păr unii pe alții? Da! Ce vi se pare mai greu? Să jucați un joc pe calculator sau să vă jucați așa de bine, dar să depuneți efort? Să ne jucăm pe calculator. Așa e mai ușor. E mai comod. Nu? La ce să mai transpirăm? N-are niciun rost să mai transpirăm, să depunem efort, să alergăm după o minge sau eu știu ce alte jocuri mai putea face. N-are rost din astea. Dragilor, tableta în mână și telefonul în mână vă fură copilăria și vă maturizează prea devreme. Crăciun înseamnă copilărie trăită, ca și Iisus. A fost Iisus copil, spune o poezie. A fost. Mulți cred că Fiul lui Dumnezeu s-a născut și dintr-o dată ca făt frumos într-un an, ca alți în câți? 10. Nu! Iisus a născut și a fost de o zi, a fost de 2 zile, a fost de 3 zile, a fost de 9 ani, ca și Șerban. Ai 10 împliniți? Mai vezi că... Știu câți ani. Deci au avut și 9 ani, au avut și 7 ani, au avut și 5 ani Domnul Iisus și a avut copilărie și s-a bucurat de copilărie. Nu lăsați ca jocurile și internetul și lumea virtuală să vă fure copilăria. Bucurați-vă de ea. Pentru că Crăciun înseamnă copilărie. Înseamnă să vă bucurați ca niște copii, nu ca niște adulți. Înseamnă că atunci când vi se face un cadou, să puteți zâmbi, să zâmbiți nu numai așa forțat ca să-l mulțumiți pe tata și mama sau pe bunicul și bunica, să zâmbiți și cu ochii voștri și să se vadă bucuria și mulțumirea în viețile voastre. Asta înseamnă copilărie. Înseamnă să mergeți la colindat. Mai mergeți la colindat? Da! Pe unde? Prin sat? Da. În Păiușeni. În Păiușeni. Bravo. Că în Moneasa nu prea-ți dar nici oamenii, nu? N-are rost aici să vă mai încurcați. Acolo o să dau colaci, acolo o să dau nuci, mere, ca pe vremuri. Aia da copilărie, știu și eu. Da? Bucurați-vă de copilărie. Pentru că Crăciun înseamnă și copilărie trăită frumos. Ca Domnul Iisus pe care îl sărbătorim la Crăciun. Dar fiți atenți, Crăciun mai înseamnă ceva. Crăciunul mai înseamnă și căldură. Dar despre ce căldură credeți voi că e vorba? Când s-a născut Domnul Iisus, ce ziceți? Domnul Iisus a avut căldură? Da! Credeți că în grajdul în care s-a născut a fost cald? Nu! Câți dintre voi v-ați născut într-un grajd? Chiar niciunul. Eu unde m-am născut, tati? Deci la spital. Nici eu nu m-am născut în grajd. Tatăl meu spune asta. Dar Domnul Iisus a născut într-un grajd. Știți asta, nu? Da. Și în grajd sunt? Animale. Câți dintre voi mai aveți animale? Puțin. Puțin. Patrick, unde s-a tale? Că nu știu. La Păiușeni, așa e? Bravo. Te-ai scos. Deci, în graj, printre animale, credeți că au avut încălzire centrală, au avut calorifere pe acolo, în graj? Sau poate au avut încălzirea prin pardosial? Nu! Sau au avut niște aeroterme ca să sufle cald pe el? Și totuși, Crăciunul înseamnă căldură, că toți cei care s-au dus să-L vadă pe Domnul Iisus s-au încălzit. Păstorii care stăteau în câmp și erau înfrigurați s-au dus la El, L-au văzut, și s-au închinat și când au plecat, cum au plecat? Plin de căldură! Plin de căldură! Da?
Aveau căldură în ei, pentru că Fiul lui Dumnezeu emana ceva. Era ceva deosebit în el, era ceva deosebit cu el. E vorba despre o căldură sufletească, o căldură spirituală, pe care numai Fiul lui Dumnezeu poate să ofere oamenilor. Crăciunul mai înseamnă căldură. Inimile voastre, inimile voastre micuțe, așa, micuțe, mititele, sunt calde sau sunt reci? Calde! Sigur? Da! Dar bun, care dintre voi vreți să-mi dați jumătate din jucăriile voastre mie? Ați văzut câteți de calde? Dar de ce nu vreți să mi le dați? Eu iau! Normal! Hei, Domnul Iisus, știți de ce a avut căldură? Pentru că El a dăruit totul. N-a ținut nimic pentru El. Curios, nu-i așa? N-a ținut nimic pentru El. El a venit și s-a născut și ne-a dăruit nouă oamenilor totul. Și asta înseamnă căldură. Asta înseamnă căldură. Îmi doresc ca și voi să aveți această căldură în inimile voastre. Și dacă poate sunteți insensibili față de multe lucruri, poate chiar față de anumite responsabilități pe care le aveți. Apropo, știți că voi aveți încă responsabilitatea să ascultați? Da. Mai știți da. De asta? Da. N-ați uitat? Nu. N-ați uitat. Și mă bucur. Și aveți multe alte responsabilități. Având inimile calde, puteți fi ceea ce trebuie să fiți și ceea ce vrea Dumnezeu. Dar Crăciunul mai înseamnă ceva. Crăciunul mai înseamnă bucurie. E bucurie. Haideți fiți sinceri, spuneți-mi ce v-ar produce vouă cel mai mult bucurie? Crăciun. Crăciun, bun, Crăciun, ok. Dar în Crăciun, ce v-ar produce vouă bucurie cel mai tare? Familia? Ce răspuns frumos. Hai să mai vedem și alte răspunsuri. De ce vă mai bucurați voi? De Domnul Iisus, de zăpadă. De brad. De brad, ziceți. Colind, mâncare. De căldură. De Moș Crăciun. De Moș Nicolae. În lot trecut deja, gata, expirat, la șase. Animăluțele. De animăluțe. De nașterea Domnului. De ce? De cadou robului. De cadouri. Aș vrea să primiți multe cadouri sau puține? Multe! Câte multe? 1000. Și dacă ar fi să nu primiți niciun cadou, v-ați mai bucurat de Crăciun? Da! Ați văzut? Aici e problema. De Crăciun, dragii mei, noi trebuie să ne bucurăm cel mai mult. Știți de cine? De Domnul Iisus. Că dacă nu s-ar fi născut El, n-am fi avut această sărbătoare a Crăciunului. De aceea de Crăciun trebuie să ne bucurăm. Când cântăm, să ne bucurăm. Când primim cadouri, să ne bucurăm. Când nu primim cadouri, să ne bucurăm. Când primim bătaie, să ne bucurăm. What? Asta nu. Și mai înseamnă ceva Crăciun. Crăciunul să te aliești. Îmi place că ești o fetiță inteligentă. Crăciunul înseamnă dăruire. De unde credeți că pornește dăruirea aceasta? De la noi? De la De la Dumnezeu, Domnul Iisus, da. Dumnezeu a dăruit ce a avut mai scump și mai de preț? Pe singurul Său Fiu. Ni l-a dăruit nouă oamenilor. De aceea, cel mai frumos și important cadou l-a primit omenirea de Crăciun când s-a îndrupat Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu ne-a făcut un cadou și când cineva face un cadou, când cineva face un cadou cuiva, acea persoană, ce ar trebui să facă cu cadou pe care cineva îl oferă? Să se bucure. Să se bucure, să-l accepte, să-i mulțumească, să-l accepte, să-i mulțumească, da? Și să se bucure de ceea ce este în cadou. Voi l-ați primit pe Domnul Iisus, cadoul cerului? Da! Îl aveți în inimii ale voastre? Da! Da, voi adulții! Da, da voi adulții!
care a zis că nu mai sunteți copii. L-ați primit, îl aveți, l-ați desfăcut, vă bucurați de conținutul acestui cadou. Slavă Domnului! Vreau să vă spun că noi aici, la Moneasa, la Biserica Speranța, am înțeles că nu putem sărbători Crăciunul fără să dăruim. Da? Fără să dăruim. Așa că am avut un proiect pe care îl avem de câțiva ani. Un proiect în care noi ne gândim la copiii săraci. Voi sunteți săraci? Nu! E vreun sărac aici? Ui? Nu. Toți sunteți bogați? Da, toți! Normal! Bun. Dar sunt în țara noastră, respectiv în Oltenia, copii foarte săraci. Și de câțiva ani încoace, chiar și voi ați dăruit din jucăriile voastre. Hai să văd care ați dăruit din jucăriile voastre anul ăsta. Pentru copii săraci din Oltenia. Bun, super. Dulciuri, care ați dăruit? Bravo. Bani? Bravo. Bun. Am făcut aici 281 de pachete, frumos ambalate, pe care le-am trimis tocmai la 400 de kilometri de aici, de la Muneasa, în Oltenia. La niște copii foarte săraci. De ce le-am trimis? Pentru că Crăciun înseamnă dăruire, să dai. Nu doar să primești. Înseamnă să dai. Așa că, înainte de a mai cânta niște colinde cu mamă, o să privim la un filmuleț pe care îl avem, în care o să vedeți ce s-a întâmplat anul acesta cu proiectul nostru de la inimă la inimă, dăruiește ca să te îmbogățești. Așa că, haideți să urmărim filmulețul. Yeah.
ce ar trebui să facă fiecare creștin, fiecare familie de credincioși, fiecare biserică care crede în Evanghelie, propovăduiește Evanghelia și trăiește după Evanghelie. În apropierea Crăciunului, simplu, să se gândească la cei nevoiași. Asta am încercat să facem de câțiva ani, aici la Speranța, și se pare că Dumnezeu mișcă inimile noastre, ne cercetează, ne sensibilizează și de la an la an numărul nostru a crescut, după cum vedeți, în spatele meu e o turmă care crește, slavă Domnului, și mă bucur să văd aici oameni de toate vârstele, oameni cu inimă. Numărul de cadouri de anul ăsta este peste așteptări, peste limita stabilită de 250, când mi-aș fi dorit. Avem împachetate aici la Speranța 281 de pachete. Slavă Domnului! Amin! Așa că ne bucurăm să putem fi de folos copiilor sărași din Oltenia, să-i putem sluji pe ei și să aducem puțină bucurie și speranță în viețile lor. De aceea, tuturor care ați fost parte a acestui proiect prin rugăciune, prin încurajare, prin dăruire de bani, de cutii goale, de haine, lucruri, obiecte, de tot felul, jucării, vă mulțumesc în numele Domnului, vă binecuvântez în numele Domnului și mă rog ca Dumnezeu să vă răsplătească însutit. Pentru că El este credincios și niciodată nu rămâne dator. Fiți convinși că lucrarea aceasta este pentru slava lui Dumnezeu și întrajutorarea multora. De aceea sunt plin de bucurie și mulțumire în această seară la încheierea acestui proiect. Luni pachetele vor pleca spre Oltenia. Ne bucurăm să putem fi o echipă mare, frumoasă, binecuvântată, care ne dorim să fim o binecuvântare pentru atâția alții. Așa că ne bucurăm și vă dorim tuturor Crăciun fericit! Yeah! 2, 3 și...
Manu. Oh,
țară îndepărtată, o fecioară prea curată, din Duh Sfânt însărcinată, pe nume Maria. Caut un loc în frigurare, că se naște Sfântul Soare, o ce veste, ce har mare, s-a născut Mesia. Să-i primească în casă lor, doar în staul au găsit ca să nască pe pruncușorul Mesia. Și acum cred că e ultima cântare care probabil nu se știe, după care vreau să cântăm ceva ce cunoaștem cu toții și mai presus de toate, în continuare să fie slăvit Dumnezeu. Amin! Amin! Amin!
Pentru țara noastră, nici nu parcă stă bine să-l cântăm de jos. Haideți să ne ridicăm pe picioare. O ceveste minunată în Betleem niserată. Știe și copiii, știe și cei în vârstă, și noi știm cu toții. Haideți dar atunci împreună cu toții să-l colindăm împreună din toată inima. Spune la copii că-s plecat, că mă retrag într-o cameră, mă închid acolo și stau singur să pot să mai mă recolec, să pun lucrurile la punct și să mă duc înainte cu lucrarea pe care o fac. Cântarea care vreau să o cântăm în continuare spune refrenul: îți aducem închinare cu iubire, te lăudăm în această sărbătoare, Rege Sfânt, te adorăm. Din acelui
departe, tineri, vârstnici sau copii, te chemăm, Iisus, ca frate, domn și rege să ne fii. Nu știu cum a fost anul acesta pentru dumneavoastră, pentru mine anul acesta, parcă numai ce a fost ianuarie, februarie și deja a trecut. Parcă au intrat zilele una în alta, parcă lunile s-au adunat și timpul a trecut așa de repede și uite că suntem la final de an. Dar poate și dumneavoastră, ca și mine, cu tristeți, cu bucurii, cu lucruri frumoase, cu lucruri care ne-au descurajat, cu lucruri care ne-au furat bucuria, dar am putut să mergem înainte. Și mie îmi spune că dacă suntem la acest sfârșit de an, la casa lui Dumnezeu, și zona în care trăim noi a fost ferită de inundații sau de cutremure de pământ, ca în Italia, și n-am avut printre noi răniți sau morți care au murit sub propria casă, și în țara noastră este pace și nu se aude zângănit de armă, și nu a intrat vreo năvălire străină cum e aici, la doi pași în Ucraina, mie lucrul acesta îmi spune că dacă suntem cu bucurie, cu pace la casa lui Dumnezeu, că Dumnezeu este la granițele țării noastre, că lui Dumnezeu îi pasă de noi, că suntem în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Pot să spun și eu la acest sfârșit de an, cum a spus omul lui Dumnezeu altă dată, Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Gloria lui în veci. Putem spune cu toții amin. Pentru că lucrul acesta e doar pentru că așa a vrut Dumnezeu. Ați văzut că lucrurile se clatină în Germania, la Berlin, se clatină în Franța, la Nice, se clatină în Belgia, se clatină Rusia, se clatină America, toate temelile pământului se clatină, dar există o împărăție care nu se clatină, împărăția lui Dumnezeu. Și noi suntem creați pentru împărăția aceasta și mă rog toți care suntem aici, într-o zi să fim acolo în împărăția de sus. Amin. Și să-i dăm slavă, să-i cântăm noi până atunci, aș dori, chiar vă și rog, să facem ceea ce depinde de noi, să trăim la cuvântul lui Dumnezeu, să citim Biblia, să studiem cuvântul și să facem voia lui Dumnezeu, pentru că doar așa putem să ajungem în veșnicie, în Canaanul Ceresc. Și ce cred că Dumnezeu până aici a fost cu noi, ați văzut că Ungaria merge cu Rusia, Bulgaria acum din ultimele anunțuri merge cu Rusia, Ucraina e în război, Moldova merge cu Rusia și noi suntem aici la mijloc și în țara noastră e pace. Cred că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu la sfârșit de an pentru lucrul acesta și să încercăm în continuare să-L ținem pe Dumnezeu aproape de noi, să-L ținem cu privirile spre țara noastră, spre România, ca în anii care urmează să fim scutiți de rău. Să fie protecția lui Dumnezeu peste noi și papăza lui Dumnezeu peste România. De aceea mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Moneasa, Dumnezeu să binecuvinteze Radul și Dumnezeu să binecuvinteze întreaga Românie și să înțelegem toți că depindem de Dumnezeu și ceea ce se întâmplă în țara noastră, că e pace, e harul lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu. Cântarea care vrem să o cântăm în continuare spune o ce veste îmbucurătoare care îngerii ne-au adus. Vestea de sus la noi coboară, care Dumnezeu a trimis de sus. Iată s-a născut Iisus. Arută-mă, te rog, dacă aveți cântare, o ce veste îmbucurătoare. Spunea, mă uitam acum la un reportaj zilele acestea, pentru că îmi trimite pe telefon și astăzi m-au trimis ceva frați din Dumbrăveni, de lângă Suceava, care tot la câteva zile merg să ajute acolo, merg cu ajutoare, merg cu pâine, merg cu haine. Și chiar astăzi am primit un mesaj pe telefon, spunea, rugați-vă pentru noi când suntem exact în zona de război. Și prima oară vă spun sincer, nu am crezut. Adică zona de război, m-am gândit în zonă, aproape, cine știe unde. Dar după am început să trimită niște poze pe telefon, pe WhatsApp și am văzut că erau acolo un om pe o targă rănit, împușcat. În altă parte, într-o altă poză, era tot așa cu o mașină din asta ca un pick-up ce are ladă, cum vineau cu oamenii răniți de pe front și spuneau acolo oamenii plângând într-un reportaj că l-am văzut zilele acestea, zice, altă dată ne mergea bine, eram îmbăcați frumos, aveam servici, mergeam și ne cumpăream tot ce doream noi. Astăzi nu mai avem servici, nu mai avem haine, la alimentările care mai sunt sau supermarketurile care mai sunt, prețurile au explodat și suntem refugiați în propria noastră țară și oamenii plângeau acolo. Și atunci am zis, oare cum ar trebui să mulțumim noi? Am făcut așa o analiză, m-am oprit puțin și în seara aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a purtat de grijă, că ne-a păstrat cu sănătate,
și dacă suntem îmbrăcați frumos, așa cum am venit și eu, am încercat să mă îmbrac frumos, vin cu bucuria dumneavoastră, vreau să înțelegem că este harul lui Dumnezeu. Dacă astăzi ai mâncat o mâncare caldă aici la doi pași, la câteva sute de kilometri, sunt oameni care nu mai au acoperiș, care plâng, care sunt disperați. Dacă ai avut și în dimineața asta pâine și ai avut zahăr să pui la ceai sau la cafea, este harul lui Dumnezeu. Vă spun asta din toată inima, din tot sufletul, cu tot ceea ce sunt eu. Vreau să înțelegem că dacă suntem la final de an și Dumnezeu ne-a dat viață, e harul lui Dumnezeu. Amin. Haideți să cântăm această cântare, ultima cântare. Știți cum se spune despre colindători? Colindătorii vin și pleacă. Eu m-am întins cam mult în seara asta colinda. Colinda normală e cânti 4, 5, 6 cântări și ai plecat la următorul. Astăzi am cântat mai multe, aveam aici pregătit și mai multe, dar oricum am lungit mult. Haideți ultima colindă împreună cu toții și aș dori ca anul acesta să aveți cele mai frumoase sărbători de până acum, să-L aveți pe Domnul Iisus Hristos, ieslea mea și inima mea și inima dumneavoastră, să fie o iesle în care să-L primească pe Domnul Iisus Hristos și apoi toată viața cu El. Vreau să mai ne revedem, dar dacă mai sunt persoane care poate nu ne mai vor vedea, sunteți dintr-o parte, din alta, poate nu o să fiți când o să mai vin eu, dacă o să mai primesc vreo invitație, vreau într-o zi cu toți să fim și să ne vedem împreună acolo în gloria lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. O ce veste îmbucurătoare care îngerii ne-au adus. Vestia bună, în seara aceasta s-a vorbit despre Domnul Iisus Mesia, care într-o zi s-a născut în Ieslea din Betleem. Dacă v-aș fi dat o veste rea, sau dacă ați fi primit o veste rea, nu știu, pe telefon probabil, să scrie cineva vecine sau vecinul, vină repede acasă că a scăpat câinele meu la tine în curte și nu mai ai numai câteva găini, cred că în grabă, sau dacă am fi primit o veste, să-mi fi strici la măți, o lovit cineva mașina, îți dai seama cum aș fi gândat, nu?
S-a dus bucuria, dar în seara asta aici am primit în luna asta cel mai frumos cadou, cel mai frumos dar pe Domnul Iisus Hristos. Aseară tata, adică bunicul fetiței mele, a dus un cadou, ea dormea când i-l-a dus la dimineață, când s-a trezit direct la cadou. I-a spus maică să nu prea înțeles ea prea multe, că n-are numai 2 ani, dar o să scrie ceva pentru ea în cadou. Noi ca oameni când desfacem un cadou, încercăm să-l desfacem frumos, nu știu dacă și dumneavoastră, eu mă păstrez ambalajul, că cine știe. Mi se întâmplă ca să poate mai dați la cineva ceva. Dar copiii nu fac așa, când au desfăcut cadou, început să rupă pentru că vrut să vadă ce e înăuntru, conținutul. Deci așa că vreau să înțelegem că conținutul acestei sărbători este Domnul Iisus Hristos. Pe El îl lăudăm, pe El îl iubim, pe El îl prețuim, El este acela care nu ne duce bucurie. Haidem ultima strofă împreună cu toții, pentru că am primit această veste bună. Orice veste îmbucurătoare, ea stâmpără orice dureri, Domnul de sus, la noi se coboară Cel Sfânt ca să ne ridice la cer. Haidem dar împreună cu toți. Orice veste Domnului, aplaudăm pentru că datorită Lui avem această sărbătoare. Știu că a fost greu să așteptați momentul acesta, dar a meritat, nu-i așa? A meritat așteptarea. O să vă dăm cadourile imediat, dar înainte de a vi le da, vreau să vă binecuvântez prin rugăciune, pentru că noi avem nevoie de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Așa că vă invit să facem liniște, da? Ne rugăm și primim binecuvântarea de la Dumnezeu. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tată care locuiești în ceruri, ne bucurăm că ne-ai prilejuit această sărbătoare aleasă, sărbătoarea întrupării, sărbătoarea venirii Fiului Tău în lumea noastră. Ne bucurăm în acest an, în această vreme, că avem ce sărbători. Îl avem pe Iisus și am vrea ca El să fie centrul acestei sărbători. Amin. Amin. Personal îți mulțumesc că în locul acesta sunt atâția copii, Dumnezeu, sunt părinți, sunt bunici. Doamne, pe toți mă rog să-i binecuvântezi. Amin. Doamne, Tu ai venit în lumea noastră și când ți-ai început lucrarea, ai chemat copiii la Tine, i-ai luat în brațe și i-ai binecuvântat. Pentru că ceea ce Tu binecuvântezi rămâne binecuvântat pentru totdeauna. De aceea mă rog și eu și cer binecuvântarea Ta peste acești copii. Amin. Peste fiecare dă binecuvântarea Ta aleasă, Doamne, și mă rog ca ei să crească după voia Ta. Amin. Mă rog să vegheze asupra creșterii lor și mă rog, Doamne, ca ei să aibă o creștere armonioasă în toate privințele. Amin. Mă rog, Doamne, ca Tu să li te descoperi. Amin. Și încă din copilăria lor, mă rog ca ei să descopere lumina pe care Tu ai adus-o. Amin. Dragostea Ta, înțelepciunea Ta, harul Tău, bunătatea Ta și mântuirea Ta. De aceea, Doamne, strânge pe toți la pieptul Tău. Amin. Binecuvântează-i, Doamne, alături de părinții lor și bunicii lor, alături de frați și de surori. Dă-le înțelepciunea care vine de sus ca să știe învăța. Dă-le cumințenie, duh de supunere și
Doamne, ajută-i să te iubească pe tine. Mă rog, Doamne, să umple inimile lor de pace și să umple inimile lor de bucurie. Și de aceste sărbători, ajută-i pe ei și ajută-ne pe noi să ne bucurăm cel mai mult, cel mai mult de tine. De aceea, Doamne, vrem să te lăudăm, să-ți mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit în locul acesta în seara aceasta. Mulțumim pentru Manu că a slujit, mulțumim pentru cântarea de laudă, pentru cuvântul care ni l-ai dat, pentru ascultarea noastră. Peste toate lasă harul Tău și binecuvântarea Ta. Și ajută-ne, Doamne, să Te înălțăm în continuare în viețile noastre. Și mă rog ca copiii aceștia, împreună cu părinții și bunicilor, să caute casa Ta și fața Ta. Și să caute să împlinească voia Ta. De aceea dă-le Duhul acesta și, Doamne, dă-le atracția aceasta pentru Tine și pentru cuvântul Tău. Și mă rog ca ei să-L citească, să-L deosebească și, Doamne, să-L împlinească în viețile lor. Pentru toate îți mulțumim și, Doamne, îți mulțumim pentru că avem daruri. Mulțumim că dincolo de Domnul Iisus suntem binecuvântați cu atâtea daruri. Pentru aceste cutii cu cadouri care vin de departe, îți mulțumesc. Mulțumesc că de atâția ani Tu ne binecuvântezi și copiii din Moneasa și din România se bucură de aceste cadouri. Mă rog, Doamne, ca și copiii din Oltenia, cărora le-am trimis noi cadouri, să se bucure de cadourile acestea. Și, Doamne, în această vreme să fim sensibili, să fim darnici, să fim buni, să fim, Doamne, creștini adevărați în care Tu să-ți găsești plăcerea. În toate înalți numele Tău, Tată, mă rog, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Și îți dau slavă că mă asculți. Amin. Amin.